Salutare, prieteni, și bine am găsit la un nou episod din serenața de Sosnosca Hardcore în Foarte Sănătate 2017. Păi, ce am eu să vă spun pentru început de episod? Și anume, nu am mai putut să mai postez în ultimul timp pentru că, pur și simplu, programul meu de filmat, adică OBS-ul, nu m-a lăsat. Încercam să filmez în fiecare zi în timpul meu scurt, încercam să filmez un episod. Îl filmam undeva pe la 20 de minute de a crash OBS-ul. Mai filmam puțin ceva din ceva, iară de a crash. Și tot așa nu, îmi pierdeam timpul încercând să tot îl fac și în continuu îmi dădea crash. Până la urmă să-mi dau eu seama că, vezi, doamne, OBS-ul nu prea îmi citește mie placa video sau că ar fi o greșeală ceva globală între driverele Nvidia și cele de la OBS sau ceva gen. Nu prea am înțeles mare chestie. Ideea e că am văzut că am apărut un update și am zis hai să mai încerc încă o dată să mai filmez cu update-ul ăsta nou la placă. Să încerc așa, n-am vrut să filmez cu altceva pentru că dacă filmam cu Bandicam-ul sau alt program de filmare, știam că la fel, adică filmează bine, dar durează o grămadă până să-l randez și anumite prostii care pierdeam timp. Așa că am zis hai să mai încerc acum cu OBS-ul să văd cum merge. Ce am făcut în tot acest timp cât am plecat să filmez episoade? Păi am mai trecut o campanie de la ultima campanie. Adică am mai făcut o campanie de traierat, am traierat tot, am pus tot greu și l-am și traierat. Iar acum ne-am luat o simulare de asta nouă, nu mai știu sigur dacă în ultimul episod o aveam, dar mi se pare că nu. Am luat o simulare de asta nouă, acum doar arăm și dăm direct cu simulatarea pentru că asta și disc în același timp. Ideea e că noi pierdem un 30% acolo de fertilizant. Adică știi foarte bine că treia după ce disfiam să fertilizăm, după aia să semănăm. După aia când mai creștea planta în primul stadiu să mai fertilizăm o dată, dar prefer să pierd acei 30% pentru că nu mai am un tractor. Când o să luăm un tractor, nu o să-i mai pierd pe cei 30%. Bun. Și acum eram aici, am vândut eu, cred că 3 remorci parcă de grâu sau mă ieșe. Nu știu că chiar 3 remorci de grâu sau 2, nu mai știu sigur, dar nu știu că nu trebuie să se întrene. Așa că hai să trimitem trenul să vedem ce bani primim noi pe acest tren. Cu cereale, ar trebui să primim undeva la 30 și ceva de mii, mă gândesc eu, 30, nu chiar 30, 20 și hai să zic, dacă nu 30 de mii, și hai să mergem noi acasă. Vă prezentam eu în episoade trecute, vă prezentam un mod, așa fază lungă vream, și girofanul, mersi. Vă prezentam un mod, și anume Autodrive, care am descoperit pe parcurs ce filmam episoadele, că are un bug și anume, dacă îl folosești foarte mult, îți mai pune încă un lucrător în tractor, și nu mai poți să mai mergi din interior, așa că nu o să vi-l mai prezint pentru că modul acela e băguit și nu are rost să vă prezint moduri care nu sunt bune. În schimb, pot să vă zic că a apărut modul Follow Me, poate la azi l-am văzut la cineva, la alți YouTuber, nu m-am uitat sincer să fiu, pentru că v-am zis nu am avut foarte mult timp la dispoziție, dar a apărut modul Follow Me, în care, după cum bine și din Foarte Sănătate 2015, pot să iau un tractor după mine și să-mi copiez toate mișcările să vină după mine, adică cum ar veni cineva pe multiplayer, care mă urmează tot timpul. Și știți foarte bine că eu cu modul ăsta Follow Me am făcut o grămadă de chestii și anume am reușit să cosim, să cosim, să întoarcem iarba, să și facem brazde în același timp, adică cu trei tractoare deodată să lucrăm. Și am mers chestia asta, așa că modul acesta este foarte bun pentru mine, pe mine mă ajută enorm de mult și la fel îmi place de la fel de mult. Acum o să vedem cum o să-l folosim, pentru că noi momentan nu avem multe tractoare. Momentan avem doar două tractoare și aceea combine, care ne le dă jocul și care ne ia holy shit o grămadă din bani când trece ziua. De asta și acum filmăm pe noapte, pentru că nu vreau să mă-mi ia banii așa degeaba. Adică mă gândesc să țin așa pe noapte campania asta până terminăm și de fertilizat, iar după aceea să dau eu timp rapid să crească, să facă zi și dacă pot să termin campania din nou pe noapte ar fi ideal. Toată chestia asta. Să nu stau să mai prăpădesc banii, mă gândesc. Acum noi o să mergem în bază. Și în bază nu prea avem multe chestii de făcut, pentru că ăla acolo și seamănă. Iar cu ăsta, nu știu, nu prea avem multe chestii de făcut. Acum aștept să vedem ce bani luăm, pentru că aș vrea să mai iau un tractor. Dar mai întâi sunt curios să văd ce bani luăm din toate chestiile astea, ca să știu în ce bani mă încadrez. What? Avem doar 8.000 venituri? Cum doar 8.000? Cum mama n-aibă o mică, am văzut 3 remorci. Ce? Da, apare în vizitele remorci de grâu și îți plătește doar una. Aha, asta da afacere. Și cred că asta s-a întâmplat că n-am trimis la timp și am salvat, cred că am vreo 3 salvări
Și am ieșit din joc și presupun că nu mi-a citit totul. Și într-un fel mă așteptam la chestia asta pentru că știu că o pățeam și în 2015 până au făcut câteva update-uri. Da, deci se pare că dacă nu trimiteți trenul, dacă nu trimiteți trenul și ieșiți și salvați și ieșiți din joc, nu vă dă bani doar pe, decât pe ultima remorcă, exact cum mi-a făcut mie acum. Deci am pierdut ceva bani degeaba. Oricum, acum acolo plantăm soia, ceea ce e bine, și noi aici o să discuim. Păi hai să discuim noi aici, pentru că altceva nu avem ce face. Sau am putea să punem pe lucrător automat, cel mai bine, exact cum fac eu acum, și să mă duc la o misiune. Cred că e mai bine așa, să facem noi o misiune, să facem și bani în același timp și mai vedem și chestii noi, ceea ce mie îmi place. O misiune, hai să nu știu, una, să vedem un teren mai mic, ce pe 4, nu știu dacă am procurat o misiune pe 4. Aici sigur o să mă pune să dau cu asta, dar eram sigur. Până la 2000, asta e mare. Hai să facem asta. E interesantă misiunea. Avem și un case, IH Puma. Eu zic că merită misiunea făcută. Are și girofare. Contactul ăsta nu are girofare? Ah, ba da, are. Sunt foarte mici, nu? Ah, sunt chiar pe col și are și lumini lateral. Uite că tractorul ăsta nu prea am, adică nu știu dacă am mers vreodată până acum în Farmers Pro 2017. Bun, dar în schimb cu remorca asta am mers și știu că remorca e foarte mare, așa că o să terminăm foarte repede treaba. Pam, pam. Remorca e destul de mare și merge destul de bine treaba cu ea. Adică vă garantez că merge foarte bine treaba și când apeși pe V, pornește automat să și lase dejecții de vacă pe teren. Acum ideea era să merg eu drept, să nu fac dungi strâmbe pe tot terenul. A, merge treaba, merge bine treaba. Îmi pare rău că e o oră așa târzie și nu prea se vede mai cam nimic, numai dacă aveți ecrane cu IPS. Eu am ecran simplu care nu are sistem de acela IPS, dacă mă uit din anumite unghiuri se vede umbros așa. Dar dacă încerc să mă uit de sus, se vede bine. Bun. Acum să termină repede misiunea. E un teren foarte mic și utilajul ăsta, v-am zis, știu că era mare, adică știu că avea un unghi de împrăștiere a băligarului foarte mare. De fapt, nu băligarului, lichid... Cum se mai numea, cum zicea jocul? Lichid de vacă sau ceva de genul ăsta. Mai bine de furaj de graj, pentru că cam toate sunt același, adică toate fac același lucru în Farmers Pro 2017. Și cel solid și cel lichid. Asta e fertilizator lichid și cel întru e solid. Dar numai că se obțin de la vaci, nu sunt chimice cu ce dăm noi acum, momentan, că nu avem vaci. Uite aici, în stânga, se vând lemnele, dacă nu știați prima pasul Znosca. Este undeva pe la terenul 4 jos acolo. Acolo se vând lemnele. Da, probabil că toată lumea știe asta. Și v-am zis, baza asta din fața mea, eu până acum nu știam de ea în Farm Simulator. Cel puțin pe 2015 nu mi-am să fi fost aici baza de acum în spatele nostru. Eu nu știu. Adică asta din spate, eu chiar nu știam de baza asta de aici. O vezi când treci pe drum, când te duci spre shop, o vezi și eu nu știam de ea. Așa. Face și misiune, da. Și încă o dată vreau să vă cer scuze și pentru tipul care nu l-am postat și pentru acea încercare între ghilimele de live care a fost un cam mare fail, pentru că în momentul acela atunci îmi cădea netul foarte rapid și nu știu de ce, pentru că nu stau la țară sau ceva, să zici că au probleme cu cablurile, pur și simplu când dădeam drumul la live, cred că îl supra-solicitam sau ceva din cauza modemului meu, nu-mi dau seama, dar când dădeam drumul la live, pur și simplu mi se oprea netul. Și pe telefon, pentru că foloseam telefonul prin wireless ca să văd live-ul și tot. Deci pur și simplu cădea netul automat când dădeam drumul la live, când se forța foarte tare și nu prea știu de ce. Pentru că dacă la OBS-ii băgam rata de bits, adică captarea de bits mai mică, mergea, doar că se vedea foarte pixelat și urât. Și vă dați seama că nu puteam să fac un live de calitate proastă. Și nu-mi convenea să-l urc pe YouTube așa.
Nu știu, am zis că mă mai gândesc și poate data viitoare aș vrea să fac un live pe Twitch. N-am folosit Twitch-ul niciodată, dacă mă credeți, și nu știu cum se fac live-urile acolo, dar mă gândesc că poate ar merge mai bine ca pe YouTube. Ce îmi plăcea mie pe YouTube, că se și punea, adică se încărca automat și pe YouTube. Nu trebuia să mai stau eu ca pe Twitch, adică pe Twitch dacă făceam live-ul, trebuia să-l filmez în același timp în care și făceam, și să-l pun și pe YouTube, pentru că multă lume nu folosește Twitch-ul și mi-ar fi părut așa rău ca unii să vadă live-ul, adică pe Twitch, și alții care vor să îl revadă să nu știe de el. Hai să facem și emisiunea sub 2 minute, perfect. Am făcut emisiunea sub 2 minute, bă, 2 minute jumate e destul de bine. Hai să vedem ce mai fac cu ăștia pe aici. Ăsta aici văd că seamănă de zor. O să vadem să seamănăm soia, pentru că am văzut că ca profit față de rapiță la moară unde le vindem noi. Mă speria să am văzut la fabrica de lână că e pauză și mă gândesc că la moară chiar nu se vând. Da, mă uitasem, la moară rapița se vinde cu 461, iar soia 830 și este în creștere, văd. Dar după cum bine știți, când vinzi o remorcă scade foarte tare prețul, exact ca și la grâu când am vândut, a scăzut prețul la moară, dar vedeți, a scăzut acum cât am vândut noi, dar văd că noi tot am vândut greu și tot e mult peste Words. Ceea ce mi se pare ciudat, pentru că știu că Words era cel mai profitabil. Sper nu mai să nu ne încurc eu, parcă așa era. Da, greu e fără mustăți. Da. Hai să mai facem o misiune, că ăștia văd aici că își fac treaba. La noi n-a durat foarte... Ce mă? What the... Voi vedeți? Ăsta discuia, dar nu se pune asta. Ăsta e un disc de față. Ăsta e disc care se pune în față. Și aparent dacă ăsta a mers cu el invers, nu a discuit absolut nimic aici. Ah, what the fuck? Serios? Păi asta e o chestie ciudată. Nu știu încă dacă îl pui în spate, nu discuie. Hai să facem schimbul atunci și punem greutatea în spate. Pune discul în față. Foarte ciudat. Nu mă așteptam. Adică știu că discul l-am luat pentru față, pentru că am vrut să pun semănătoarea și cu discul, adică să pun discul în față, semănătoarea în spate. După aceea am realizat că semănătoarea aceea merge fără disc. Și nu acum dacă merge. Yep, acum merge. Băi, și am pierdut banii degeaba. La asta a fost chiar tare. Băi, e bine că am văzut. Hai să lăsăm așa oricum. Hai să mai facem o misiune. Pentru că putem și de ce nu, băi. Ce mi se face? Hai să vedem la terenul 16. Un teren cam mare. Oh, nu. Cu toate că avem power stream așa de 900, mi se pare că are vreun 8 metri. Să vedem. Avem un roster mesh power stream. Să vedem. 7 metri. Băi, e foarte mare lama, dar... Nu, am mai făcut odată pe un live asta. Uite, și avem și fendul, dar... Nu, durează foarte mult să stai să trăiești. Cu toate că îmi câștig eu profit mult mai mare, dar durează foarte mult și vă plictisesc foarte tare într-un live să fac același joc, adică să trăiești doar. Asta da, asta durează iar foarte mult. 31, hai să vedem aici pe 31. Asta e un teren micuț. Ce ne putem să facem? Să fertilizăm, dar avem un fertilizant foarte mic și nu prea îmi place. Hai să vedem dacă ne dă unul mai mare. Dacă ne dă unul mai mare, o fac. Dacă nu, nu. Schimbă-l, mă. Nu vreau să schimbe fertilizantul. Poți să dau un like? Nu poți să dau un like. Uite, ne-a schimbat fertilizantul și... Așa-mi convine. Fertilizant, nu fertilizant, fertilizator am vrut să zic. Așa-mi convine, pentru că ăla era foarte mic și nu, chiar nu-mi convenea. Dar aici mi se pare că e mic tractorul acolo la combinația asta, dar nu știu ce să zic. Hop. Mamă, ce zoom are tractorul ăsta. Hai să iau eu puțină distanță, să văd pe unde se prelimbă astea, fertilizatorul. Nu știu, nu l-am folosit așa des, fertilizatorul ăsta cu... Zic, sensibil. Hai să vedem. De fapt, nu prea avem ce să vedem. În față, vreau să vă zic, hai să vedem în față, dar nu prea avem ce. Hai să-l las eu ăsta în jos, dacă
Aș putea să-l las în jos sau pot să-i fac ceva? F, G... Nu, nu pot să-l las în jos. Lol. Asta e ciudat, nu pot să-l las ăla din față în jos. Nasol, adică dacă merg din interior nu prea văd mai nimic. Așa că mai bine merge din exterior. Lol, acum i-am dat să... Ăla din spate poate să-l las în jos, dar pe ăla din față nu poate. Lol. Ciudată faza asta. Cred că merg bine, nu prea îmi dau seama. Cam asta ar fi distanța. Mă orientez singur în spațiu, că vizual nu prea îmi dau seama să ce să fiu. Pe unde am fertilizat și pe unde nu. Dar încerc să mă orientez așa singur în spațiu. Ok, hai că am mers cât de cât drept. Păi am mai avea doar de două ori să... Adică am făcut mai bine de jumătate de teren. Cred că de asta nici nu vrea să ne dea un fertilizator mai mare pentru că termină rapid. Ok, pe aici trebuie să ne încadrăm noi. Bun, și mai avem doar să ne întoarcem. I gotcha. Am înțeles. Bun, și nu uitați, dacă vă place seria de Suzuka Hardcore, nu uitați să apăsați și butonul de like și să susținem această serie în continuare și vă promit că o să postez episoade zilnice. Dacă merge OBS-ul, episoadele zilnice vor fi la, la mâna voastră. Și plus de asta o să încerc să fac și cât mai multe live-uri pentru că de săptămâna viitoare intru în concediu și o să pot foarte frumos să fac multe live-uri. Pentru că am văzut că mulți vreți live-uri, frate, deci și m-au obișnuit așa pe live-uri și toată lumea, hai cu live-ul, mai postez live-uri, de ce nu mai faci live-uri? Tu, ce s-a întâmplat și ăsta, știi? Și v-am zis, o să fac și multe live-uri, o să facem de toate pentru toți. 2000 și am terminat misiunea mult mai repede ca cealaltă. Și hai să vedem ce mai avem noi. Mai întrebați-mi voie să văd cât a filmat obiectul și dacă mai filmează. Bun. Și mai avem timp de încă o misiune pe un teren, nu știu de ce. Hai să vedem pe terenul nou. Nu ce să iau pe astea mai așa, mai ciudate. Asta tot ne punem să fertilizăm. Bă, dar nu mai am și eu de la cu semănat cu astea, frate, vreau ceva. Dar asta la fel de fertilizant. Eram sigur. 15 și 20 să vedem ce se pune astea. Să mă pune să trăie, nu, nu, nu. Și acolo la fel cu fertilizat, cred, hai să vedem pe 20, cred că tot de fertilizat am pune. Yep. 12. Trăierat, nu? No? No, mersi. Deci orice, dar nu mai trăierat, deci mai bine fertilizez. Uite, ăsta e mare, nu? 4. Termină 4 e cu noroc. Și ăsta la fel. Nuc, nuc, nuc. 3. Stai, 3. E pe 3, te rog, te rog, te rog. La fel, da, nu, acum în principiu că am la toate de pune să fertilizez și este foarte rar primești de semănat, se trăiera. Foarte, foarte rar primești să mai ai de semănat și uite pe 30 aici, îmi plac terenul ăsta așa lungi. Ăsta cam ar dura cam mult, zic eu, dar chestia asta merge destul de bine, drăcia asta din spate și au bani foarte puțin, serios. Așa puțin bani? Nu prea îmi convine, sincer, să fiu foarte puțin bani, adică doar 2000 de euro pentru tot terenul ăsta cât e el de mare. Și ăsta la fel, doar tot așa, 2000. Da, cred că doar din 3 treceri l-aș face, dar 2000 de euro mi se pare puțin rău să fac o misiune de asta. La 31 mai dat vreo una nouă, sau cred că îmi zice că nu. Iarăși puțin bani. Am foarte puțin, nu știu de ce au scăzut prețul chiar atât de rău la misiuni sau că e noapte. Uite, 5.000, dar terenul ăsta e lung, adică 21 e chiar lung. Și eu cred că pierd timpul dacă mai stau mult așa. 8, uite, dacă mă pun la asta să-l fertilizez, îl fac, să-l dau. Serios, de mă prez să recoltez, m-am dat 11.000, dar durează și 37 de minute, pentru că combinația e fucking mică. Da, am înțeles. Da, combinația e foarte mică. Uite, asta e interesantă, misiunea, te pune ceva nou să faci, dar sincer să fiu pentru banii aia, nu știu că se merită.
Wow, și o misiune decentă. Pare rău că stau să le caut pe toate, dar mă gândesc să faci o misiune interesantă, dar văd că nu prea găsim 34 ceva. Nu, no, mă pune doar să trăiesc, serios? Nu vreau să trăiesc. Ia la 18, cel mai mare teren. Să-l fertilizăm 5.000, uitați-vă, 5.000 pentru cel mai mare teren să-l fertilizez. Mamă, bătaie de joc, bătăiță de joc, dar hai să facem, nu știu, pe 30, cred că asta o să facem. 2.000 și mergem cu JCB și Fast Track. Fast Track, parcă, era? Da, Fast Track. Apunem farele, girofarul, ca de obicei, când ne-am obișnuit, cuplăm și noi greutatea. Am zis că să-mi iau un GPS, să-mi iau și un mod acela GPS. Pentru misiuni, dar uite, n-am ajuns să mi-l iau. Am uitat mereu de el, mereu intru să văd ce moduri au apărut, dar mereu uit să iau acel GPS. E foarte bun pentru misiuni, pentru că nu mai se este mai... Op, scuze, nu mai se este mai orientez tu, știi, pe aici, cum ar veni treaba. Eu cred că aruncă până acolo, stai, știu că aruncă foarte departe, a? Nu, aproape până acolo, nu prea. Cam așa cred, da? Mai aproape. Ok, hai. Deci cam așa. Ce nasă la asta când fertilizez cu fertilizatorul fără brațe, e că nu prea îți dai seama unde arunci, știi? Adică unde dai cu el. Dar în schimb sunt mult mai ieftine și aruncă la o distanță mult mai mare, mergi și foarte rapid cu ele. În comparație cu cele cu lance. Alea mergi foarte greu cu ele, adică am observat că la fertilizatorul acela albastru, cel cu lance, adică fertilizator lichid, nu, ăsta e solid, ca să vă zic mai ok, acela am văzut că merge doar cu 12 km pe oră sau cam ceva de genul, foarte încet și prefer să-i chinui cu ăsta să dai, adică de-abia să vezi, decât să dai cu ăla să mergi cu 12 km pe oră, po, te plictisești, încerc să fiu. Dar când nu ai încotro, o faci și pe aia. Ok, și acum să mă orientez eu. Cred că cam atât. Eu zic că ar arunca. Știu că aruncă foarte mult în părți. Ok, hai să vedem dacă atât e ok de ajuns. Mă gândesc că luăm doar 2000 pe misiunea asta. Mi se pare foarte puțin. Nu știu, ok, așa. Mă gândesc să merg. Op, aici mă apropii foarte mult. Deja m-am apropiat foarte mult acolo de marginea cealaltă și cred că nu... Dar nu cred că prind doar într-o bucată, să vedem. Sper să prind într-o bucată, să nu mai fie nevoie să mă mai întorc încă o dată. Cu un firicel așa de brață, că am pățit-o. Să pierd o grămadă de timp doar întorcându-mă pe un firicel așa. Da, în principiu ar trebui să mai facă ceva update pe la misiuni, zic eu. Ceva misiuni interesante, nu știu, nu doar asta. Să te pună să și ari, mă gândesc, sau nu știu, chestii de astea, dar cred că s-au gândit că la faza cu aratul și cu restul s-au gândit că durează foarte mult și nu prea vrea nimeni să stea. Adică, fertilizatul e cea mai ușoară chestie pentru că o ținem foarte rapid, știi? Adică, gen, dacă dăm fertilizator de ăsta așa mare, nu ți ia, nu știu. Vedeți și voi că mi-a 2 minute să fertilizez tot terenul ăsta cu fertilizatorul ăsta. În schimb, dacă aș fi arat, să zic, tot terenul ăsta, cred că mi-ar fi luat vreo oră. Deci vă dați seama ce diferență mare e între una și alta. Bine, acum depinde și ce plug ar fi dat, dar totuși, tot ar fi luat mult, pentru că, na, la arat chiar îți ia ceva timp să ari un teren. Mai ales de dimensiunea asta. E de frumos că e îngust și lung, știi, și faci mult mai frumos treaba pe un teren așa lung, să mergi lung decât să stai mereu să întorci. Dar totuși, cred că dacă ți-ar dau misiune să lari, cred că nu ai accepta-o. Mă gândesc eu. În schimb, ar fi fost interesant să apară. Hai mă, să scoatem și noi. O scoatem 2000 de, o scoatem sigur pentru campionatul de. Ok, 2600. Bă, destul de decent, zic eu. Acum eram curios să văd ce ai făcut Bobiță aici. Asta aparent cred că l-a încurcat pomul ăsta de aici și el a scăpat cumva și a zis, băi, eu fac treaba așa cum pot și a făcut asta. Dar hai să vedem dacă putem noi să terminăm. Bun. Am terminat tot acolo. Hai să vedem dacă întorc eu acum. Mă gândesc să o iau tot așa să nu fac invers. Adică aș putea să merg invers pentru că ar fi mult mai puțin de
de mers, dar mă gândesc să iau tot la fel, să fie totul uniform, făcut perfect, așa ca la carte. M-am dat să mă duc să mă întorc. Da, hai că o să-l fac așa, mi-e ușor. Op. Se vede, se simte lipsa unei greutăți pe față la tractorul ăsta. I-am dat-o la Micu, când l-am pus să îl punem să are pe terenul 14, până terminam pe terenul 12, 19 de fapt, da, 19. Și a rămas la tractorul ăla mic. Oricum m-a ajutat pentru că i-am pus discul pe față și văd că a făcut treaba acolo. Sunt curios să văd ce treaba a făcut el, dar văd că s-a descurcat cât de cât. Bun, și acum o să pot să-l pun să meargă drept pe aici, fără nicio problemă. Stăm uite așa. Dar vedem asta ce a făcut aici, a discuit, cu discul pe față. Bă, s-a descurcat, aproape chiar că a terminat terenul. Doar că, uite, a mers pe o suprafață foarte mică, că, uite, merge doar pe jumătate din disc. Și vă dați seama cât de mult e la lui aici să facă, dar nu a terminat. Dar, în orice caz, acum o să mă duc după ce termină să iau fertilizatorul, fertilizăm și să-l facem 100% fertilizat. De fapt, 110% pentru că este și arat. Și să vedem profitul de pe el. Pentru că, na, 30% din cultură contează foarte mult, zic eu. Eu sunt curios să văd cum întoarce cu discul ăsta pe față. Văd că a făcut perfect, adică chiar a luat fără să lase nicio urmă la capete, ceea ce mă surprinde, nu prea vezi asta de la lucrător automat, de obicei te lasă cum sunt moațele astea pe aici lăsate pe margini, așa lasă și el, dar văd că uite, se descurcă. Foarte, foarte tare. Dar, cam atât, oameni buni, a fost și cu episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem cu un nou episod data viitoare. Pa, pa!